nu există bancomat, nu există să plătești nimic. Poliția în spate, să ia după Alex. Ce ți-a zis? The border is closed? Ia, da, деньги на муж! Da! Уйдем! Are we in danger? Go to... Băleat! Băleat, suca, băleat! Anglischi? No? Soare, te trăsură. Așa se numea AVB-ul pe vremuri, copii. Ce s-a întâmplat? S-a închis? S-a desfințat, nu mai e. Păi de ce s-a desfințat? Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Un episod în care facem o drumeție către o țară care, în teorie, nu există. Probabil că vă întrebați care este aceea. O să aflați în curând. Cert este că suntem pe scooter și spun că suntem, pentru că nu sunt singur, sunt cu un individ, om cu care am fost deja în... Până unde am fost? Turcia, Georgia, Armenia, Azerbaijan nu ne-au lăsat, s-au uitat la fețele noastre și au zis nu, niciun caz nu vă primim. Până înainte să plecăm la drum, hai să vă prezint scooterul cu care merge Alexandru. Symphony ST 200, motor de 169 de centimetri cubi răcit cu aer. Cu 6.000 de kilometri. 46.000 de kilometri și o tonă de brizuri și chestii puse pe bord. O să vă spun așa fiecare ce face. Mai high-tech ca o multistrada. E mai high-tech decât un GS. Avem aici Android Auto, camere de luat vederi și aici poate să salveze filmarea, pentru că are cameră și în față și în spate. Asta este camera din față, camera din spate. Aici este practic un dashcam și aici sus este un senzor, blind spot monitoring cu bipuri de fiecare dată, care mă nebunez, mă scot din sărite. Asta este un cup holder, suport de pahar. Așa, quad locul ăsta pe care eu nu-l suport, manșoane încălzite, termometru, după cum puteți vedea, este aproape 40 de grade, la umbră, și chestia asta care ține... Cruise control, da. Chestia asta care ține accelerația. Scooterul meu este acesta, este un scooter Zontes M125. Mulți dintre voi mi-a scris și mi-a spus, mergi, Marius, în Tulcea, pentru că e un oraș foarte frumos. Și am zis, ok, gata, mergem în Tulcea. Bineînțeles că nu o să mergem pe autostradă, o să mergem pe... drumul ăsta secundar, pentru că nu sunt foarte multe mașini. Suntem la vreo 30 de km de București, deci nu foarte departe. Călătoria asta va fi despre relaxare și de mers cât mai ieftin. Am mâncat deja masa de prânz cu 28 de lei aici în fundul ăla. Ăsta este un motiv pentru care nu am vrut să pornim din București. Și de fapt tot drumul va fi despre cât de ieftin pot să merg până... Nu o să vă spun încă, nu vreau să vă stric surpriza, dar sper în să vă duc astăzi să trecem granița cu Ucraina. Un drum de aproape 1300 de kilometri cu două motopârțe, practic, că sunt două scutere de 125, nimic special. Ia uite! Ce înseamnă să te... să fii nebun cu capul, bă băiatule, bă! Știți expresia, duceata-i la dâlga? Suntem la dâlga, stai că mă proiază Google. Google e speriat, zice că l-am dus undeva să-i fac felul aici în mijlocul pustietății. Aici în dreapta este gara Dâlga, care pare abandonată. Ia să vedem. Nu alerge câinii, frate, pe aici. Asta e gara? Te provoc să duci în șanțul ăla acolo. Știi ce? O să las aici la umbră ăsta. Oh, ce bine e aici. Se aude un sunet ciudat. Am venit să vedem cum arată gara din Dâlga. Ce s-a întâmplat? S-a închis? S-a desfințat, nu mai e. Păi de ce s-a desfințat? Dacă așa a vrut când s-a făcut culoarul, n-a mai lăsat aici. A scos impegația, dus la dărmăru. Și nu-i păcat de gara asta, săraca? Că... Așa au dictatea de sus, aia mare. Și practic așa o lasă în paragină, nu mai fac nimic cu ea. Ba câte așa au făcut lucruri, că al mea neam să... Că eu când ne-a tras contoar afară... A, aici locuiesc dumneavoastră? Da. Da, sunt locuințe, dar nu mai locuiesc nimeni. De numai? De ce mai sunt eu și pe partea cealaltă în vecin. Și nu e aici aiurea singur, așa să stați? Da. Ce-o fi-a fi, a? Ai vrea să locuiești la Dâlga? Am dorit toată viața asta. Acum văd visul spulberat. Suntem supravegheați cu totul și de porumbei
și de camera de supraveghere, care sigur nu mai funcționează. Nu cred că în cap. A trecut deja ce e mai mare, capul. Eu cred că țin poiul ăsta. Mersul trenurilor de călători. 1983. Uită pe asta. Și uite în ce stare superbă e. Ia. Convenție privind traficul feroviar internațional de mărfuri din 1 iulie 1951 până la 1 iulie 1974. Ia ce are înăuntru. Ah, uite ce stare e. Sunt semnele, măi. Da, dar uite ce în stare perfectă e. Da, are pagini albe. Scrisoare de trăsură. Așa se numea AVB-ul pe vremuri, copii. Scrisoare de trăsură. Acum este AVB. Airway Bill. Pe vremuri când vorbeam doar română. Ce este aici, oare? No way. Safe-ul. Știi să spargi un safe? Dacă știi. Fichet, Paris. 147161. Uai, ce depinde de pe aia sunt. Bagă și tu mâna în ștampilele alea și vezi ce... ce dată au. Ia vezi. 10 decembrie 95 sau 2005. Dar știi cum îți dai seama că ești în România? Mm. Clădirea s-a abandonat, s-a furat totul, mai puțin cărțile. Mai țin minte cum semnul de frigo era un urs polar? Da? A, da, așa este. Și acum semnul de frigo care este? E un fulg de nemi, se pare. Exact. La revedere! Foarte de treabă. De regulă oamenii sunt ofuscați sau se stresează sau sunt ce cauți aici, ce... Așa, domnul ăsta a fost foarte interesant și ne-a explicat care-i treaba cu gara. Și chiar mă bucur că am venit aici, nu de alta, dar aveam nevoie de pauză, având în vedere faptul că sunt 40 de grade la umbră. Dar dacă mergeam noaptea, voi nu puteați să vedeți toate peisajele. Iar noaptea cu scuterul sau cu motocicleta nu e deloc interesant. E destul de periculos, oriunde ai fi, dar mai ales în România. Și de aici, mai departe, către Slobozia. Trebuie să ne și hidratăm pentru că este foarte cald și dacă luăm apă sau suc de la benzinărie, asta înseamnă minim 3-5 lei extra. Da, așa că doar băgăm benzină la benzinărie și ne oprim la magazine sau marketuri cât mai ieftine, în așa fel încât să nu mai cheltuim bani foarte, foarte mulți. De urmare, ne-am oprit în Slobozia, la market, mergem să luăm o apă, un suc. 28 de lei până acum masa de prânz, mărul ăsta a fost vreo un leu, cred, o banană și o apă minerală. Prima pauză pe ziua de astăzi, nu mai mânca, fi serios, totuși. Suntem în Slobozia, orașul acesta frumos și minunat. Alex știe foarte bine orașul. Aici te-ai născut sau unde? Eu? Da. Nu, aici este unchiul meu și maica mea s-a născut puțin mai încolo. Gen 15 km mai încolo. Ok. Nu știu că n-aș vrea să râd, că totul vorbim despre nașterea mamei tale, dar unde s-a născut ea? Acolo, gen? De ea, Lumița. Acolo, gen? Mai... Am zis 15 km mai încolo. Ah, ok. Uite, mai acolo? Mai acolo. Am trecut podul de la Giurgeni și vrem să mergem la Dunăre și singura metodă este să intrăm cu spatele. Azi dacă poate Alex cu camionul lui. Doamne, de câte ori. Întorceam un tir acolo, prietene. Nu știu dacă avem voie pe aici. Dacă era bariera acolo, cu siguranță nu, dar off-roading, iată, cu scooterul. Cine spune că nu se poate? Fără probleme. Fără probleme. Să lăsăm pe Alex în praf. Și uite barza. Aduce încă un copil, iată. Sau se duce să ia un copil, de fapt, că n-are... Aș vrea să felicit părinții. Am pus scutericile la umbră. Și tocmai când stăteam aici, sub pod, să vedem și noi Dunărea, domnul de acolo a trecut pe lângă noi și a zis că nu s-a prins nimic. Mergem să vedem care sunt secretele pescuitului. Dumneavoastră sunteți din Giurgeni? Nu. Ok. Și asta e plasa cu care îi prindeți? Nu, asta e plasa cu care îi scot. Care a fost cea mai mare captură pescărească pe care ați avut-o? Dar trebuie să spuneți adevărul, că știu că la pește se spun povești de astea de... Nu, că vă arăt poză. A, da? Că știu că e de 1,10 m. Pă bune, aveți poză cu ștuca? Vă mi-arătați? Nu cred. Monstrul din Loch Ness e ăsta.
Mamă. Nu se povești pescărești. Da, acum, înainte nu erau atât de comune camerele foto, drept urmare existau povești pescărești cu... Da. Eu am prins mostul din loc, ba nu, eu l-am văzut. Măi, de unde-și proverbul cum crește peștele de la baltă până acasă, la baltă prinzi atât și acasă ajungi că era... Domnul de acolo care pescărește, tocmai mi-a arătat știuca. Și mi-a plăcut. Știuca, da. Mi s-a părut tare era că avea o lansetă cu mulinetă Shimano pe care scria Ultegra și pentru cei care sunt bicicliști ca și mine, Shimano este sinonim cu componente de bicicletă de calitate. Ne apropiem de finalul podului de la Giurgeni, unde nu trebuie să plătim pentru că suntem pe motocicletă. Hai să trecem pe aici. Doamna o să ne ridice bariera, mulțumim mult. Unul dintre dezavantajele când ai 125 este că poți să-ți ia de la depășiri, mai ales depășirile camioanelor care merg cu aproape 100 de km pe oră. Se întoarce. Deci dacă întrebați cât de încet merge un scooter de 125, ați aflat. Mai încet decât un tir. Sunt sigur că atunci când o să ne oprim o să-mi spună Alex că de fapt el voia să vadă ce firmă sunt cauciucurile lui ăsta din față. De fapt stă la plasă ca să consume mai puțin. Se pare că tirul și-a întâlnit inamicul perfect. În fața noastră este o rulotă care merge cu 70 de km pe oră. Iată-o. Trasă de un Logan. Prima generație de Logan. În 2004 lansată, prima generație, 2024 au trecut 20 de ani, încă 5 ani, deci 2029 poți să ții un vehicul istoric, un Logan 1. Cât de tare e asta, nu? Ascultați-mă pe mine că un Logan 1.6 16 valve, într-o condiție super tare, super bună și îngrijit și puțin kilometri, peste 10-15 ani o să fie o mașină care costă de 4 ori mai mult, 5 ori mai mult. Mai avem încercuri de 70 de km până la Tulcea și ne-am distrat atât de tare că am uitat să pun benzină și scuterica mi arată că mai am 78 de km. Benzinăria este în 25 de km, dar eu nu știu ce să zic. Presimt că o să rămân fără benzină. Sper să nu se întâmple asta. Am găsit benzinăria, se numește Akasam. Sau Akasam sau ceva de genul. Trebuia să-ți fi dat seama că benzina asta este fără probleme. Că uite, scrie aici, benzină fără probleme. Fără probleme. Păi... totuși... Doar nu vrei să ai probleme când bagi benzină. Nu știu aici cum funcționează treaba. Mă scuzați. Stai acolo că intri pe rând, n-ai voie. Semințele alea pe care le mâncați sunt astea de pe câmp de aici, că am văzut peste tot numai floarea soarelui. Nu? Ia uite! Exact, da! Sunt aici, e câmpul plin cu semințe și dumneavoastră mâncați din Bulgaria, nu e bine. N-am mai mâncat, sunt de la... De pe câmp, ne mai ce mic. Și am ajuns în Tulcea, localitate de frontieră. De cele mai multe ori eu când vizitez un oraș nu am un plan anume, pentru că dacă mergi cu un plan din cap, o să vizitezi de cele mai multe ori muzee și, nu știu, locuri care sunt vizitate de toată lumea, dar Tulcea mă ajută foarte tare pentru că avem, uite, Muzeul de Istorie și Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Monumentul Independenței, foarte multe lucruri aici în Tulcea de văzut. Un lucru este clar, în Tulcea n-ai voie cu căruța, e bine de știut. Mai în spate acolo e un semn de circulație, spune că n-ai voie cu căruța, te rog eu frumos, rămâi acolo și... Da! Se numește țeapă, n-ai mai luat până acum țeapă? Aici trebuia să facem stânga. În stânga este o pușcărie sau ce e aici în stânga? Penitenciarul Tulcea, da! Pare că sunt în anii 90 în Tulcea, mă rog, în zona asta. Habar n-am unde sunt, pe strada Libertății mi-arată Google. Ia uite, la Tulcea fug câinii cu covrigi în coadă, vezi? Welcome to Tulcea! The best of the best of the best. Cum îți place la Tulcea? Este frumos la Tulcea. Bă, știi care-i treaba? Avem mâncare, mici. Asta e tot ce contează. Little. Cu Alex voiam să ne dăm în roata dragostei, dar de fapt nu este roata dragostei, este roata familiei. Iată. Și noi doi nu suntem o familie.
Drept urmare, nu avem ce să căutăm aici. Hai să căutăm altceva mai, pe, mai ce trebuie. Pentru că chestia asta pare destul de sketchy. Și nu m-aș da în ea. Gata, am băgat jetonul. Lasă telefonul ăla și mergi pe unde trebuie. Ia o trebuie pe telefon. N-aș putea spune că am vizitat în întregime Tulcea, că nu e cazul, dar m-am distrat, asta e cel mai important. Am mâncat și hamsie cu cartofi prăjiți. Asta a fost cina mea, pentru că de aici nu mai... Deja depășesc bugetul zilei de astăzi. Vom merge la un hotel foarte old school, așa, o să vedeți. Sper să găsim locuri să dormim acolo. Pentru că v-am zis că suntem pe buget. Buget din ăla limitat, așa că asta și căutăm. Hotel cât mai ieftin, care să nu fie foarte fancy, chiar și dacă e dostea, nu contează. Stăm acolo pentru că astăzi chiar am tras bine de bani, exceptând benzina, care a fost aproape 70 de lei, 11 litri de benzină. Până acum am cheltuit în jur de 120 de lei. De abrupt aici că nu pot urca cu mai mult de 70 km pe oră. E... Haide, scuterică, haide! Trebuie să ajungem către feribot. Mai sunt vreo 15 km. Și din păcate am încercat să ne uităm pe internet să vedem care e programul, însă n-am reușit să găsim nimic. Așa că cel mai simplu este să te grăbești cât mai tare și să ajungi cât mai repede acolo, în speranța că o să fii cumva primul și să poți trece și pe granița mai ușor. You speak... the border is closed? Pentru că Vameșul, polițistul de frontieră, cum să-i spunem, nu știu, ne-a lăsat și a fost super de gașcă. Avem acolo scuterele, am trecut în fața tuturor. Știu că mulți o să spuneți că nu e ok, dar ideea e că nu poți aștepta ca într-o mașină. Și ne-a lăsat să mergem la casa de bilete, să vedem cât este feribotul. A zis că e 50 de euro pentru mașini. 50 de euro pentru mașini, pentru scutere nu știu cât o fi, dar dacă e mai scump de 25 de euro, fac băieții bani buni cu bascul ăsta aici. Hai să vedem. Punem camera jos, că nu prea avem cum să filmăm aici. Da. Să rămână. Pentru motocicletă cât este trecerea? 5 euro. 5 euro? Hai repede, fuga la vamă. Mai repede. 5 euro, 5 euro de căciulă, 10 euro, altă viață, simți tu că hai, trăiești la banii ăștia. O oră și jumătate la graniță, o să vă povestesc imediat cum a fost, dar momentan trebuie să ies de aici pentru că sunt tot felul de soldați cu Kalashnikov, e mai complicat puțin. Thank you, bye! Nu sunt neprietenoși, doar că nu vorbesc deloc engleză. E destul de complicat. O să tragem undeva aici pe dreapta și să ne pregătim. Din păcate ne-a prins noaptea, lucru pe care nu ni-l doream niciunul dintre noi, dar o să vedem. Și mai avem granița cu Moldova, unde să sperăm că nu o să fie la fel de complicat. Hai să spunem repede povestea cum am intrat. Deci, ne-am dus la vamă, am trecut în fața tuturor. Vameșii și România au fost incredibili. Am fost la baie în cele din urmă, că mă țineam dinainte de Tulcea. Sigur nu interesează pe nimeni, dar Vameșii și ne-au ajutat să mergem la baie, că nu era nicio baie în vamă. După care am trecut cu feribotul, feribacul. Am trecut până la urmă cu feribacul și am ajuns aici la graniță, am stat o oră jumătate, este o brambureală totală, dar ne-a tradus o domnișoară, da, din Ucraina, care vorbea engleză pentru că altfel nu reușeam să trecem, că nu înțelegeam ce ne trebuie. De fapt, ne-am luat țeapă. Practic am pierdut o oră jumate la graniță și ora aia jumate făceam în plus pe la Galați. Asta este. Știi cum e, că trăiești în veți și cu ocazia asta pot să spun că sunt oficial în Ucraina.
primul punct în care trebuie să ne oprim sau nu ne-am oprit. Mașini de poliție, oprit pe partea dreaptă. Drumul frumos pe care mergeam nu mai este atât de frumos, a stricat și este plin de gropi. Din dreapta au venit toate aluvirile pe drum, așa că s-a îngustat și mai tare. Sunt foarte multe gropi, altă groapă. Să sperăm că nu o să iau vreo groapă la viteză prea mare. Și să mă duc dracu. Ce naiba m-am mâncat pe mine să vin pe aici? Este foarte spooky, frate. Îngrozitor. Puteam eu să merg pe la mine prin țară frumos, liniștit, relaxat? Nu. Am venit pe aici și... Aoleu, ce e aici? Și cam asta a fost Ucraina. Ne apropiem de granița cu Moldova. Din fericire, nu sunt foarte mulți oameni aici. Nu știm ce se întâmplă. Hai să vedem. Să pregătim parotul. Hello. Hello. Angliski. A little bit. Good, good. Go to Giurgiulești. To Romania, go to Galați. No, we go to Moldova. Они сюда нет, это румыны. Их сюда мы не пускаем, только туда. Go to. Блядь. Блядь, сука, блядь. Пропуск курени? Yes, да, yes. Yes. Bon. Долинская, пропуск... Close, close. Ukraine, Moldova. Deja e 10 jumate noaptea, suntem pe drum de aproape... La 11 am plecat. Da, 12 ore. Da. Ah. A, uite, fulgere. A, nu, nu-s fulgere. Hai. Acum înțeleg eu de ce drumul ăsta este lăsat în paragină, pentru că nu se circulă pe aici, având în vedere că granița este închisă. E seară, e întuneric, suntem mega obosiți, am mai stat încă o oră aici la granița dintre Ucraina și Moldova. De fapt, granița nu este închisă. De fapt, ce s-a întâmplat? Este mult prea târziu. Și pe lângă faptul că e târziu și că am trecut atât de repede prin Ucraina, am atras atenția vameșilor și din Ucraina, care ne-au întrebat ce căutăm, de ce am trecut prin Ucraina, de ce nu ne-am dus direct prin România, ce căutăm pe aici, ne-au verificat dacă avem droguri. Cum explici tu unor vameși că de bucurie, de plăcere, ai 3 zile libere, cu cât mai puțin bani, încerci să pleci din România, să vezi cât mai multe țări într-un timp cât mai scurt și mergi 500 de kilometri cel puțin într-o zi cu scuterul? Cum explici asta la vamă? Când mai cum? Deci puteam să trecem în Moldova prin zona în care am fost adineauri, doar că era prea târziu. Aici vameșii s-au luat de noi într-un fel, că de ce mergem pe trotinete? Iaca așa trotinete. Tot normal. Am intrat în Moldova. Haide la hotel Speranța, că asta e singura noastră speranță. Oricum, sigur, astăzi nu mai avem șanse să ajungem. O să ajungem pe 1 iulie. Este de cacao. Și asta este cacao de calitate. Aici este toaletă. Situația la vamă este de cacao. Vamă, simți tu nevoia să te duci la baie. Dacă sunteți rău cu stomacul, vă rog, uitați-vă în altă parte. Eu o să filmez pur și simplu. No. Ce bine arată tufele puțin mai în față. Eu o să mă duc în tufe și apoi haide. Hai. Deci fix când ne pregăteam să plecăm și noi, sunt acolo ascunși. Fii atent, ia, hai, luminează-i puțin, ia, fii atent. Trebuie sari instant, 3, 2, 1 și... Exact! Pleacă de aici! Asta este un drum între Moldova și Ucraina și este plin de gropi. Cred că n-a fost reparat de când a fost construit acest drum. Este... Mamă, deci nu am mers în viața mea pe un drum atât de prost. E combinat cu gropi, cu pământ, cu asfalt vechi. Cum sunt drumurile în Moldova? Foarte, foarte bun. Nu. Groaznice. Asta e cuvântul. S-a slăbit un șurub de la cât de bun e drumul. Adevărul că ai la câte trocariciuri pe scuterul ăsta. Da, dar am cheia la mine, să o strâng la loc. I-am explicat lui Alex că drumurile în Moldova sunt un pic cu gropi și nu m-a crezut. Și acum trăiește pe propria experiență.
lucrurile astea. Eu sunt obișnuit deja pentru că am fost fie cu bicicleta, fie cu motocicleta, sunt destul de obișnuit cu drumurile de aici. Au farmecul lor aparte. Partea bună este că nu sunt multe mașini. Partea mai puțin bună este că e întuneric și e posibil să dai într-o groapă să te duci în prăpastia din stânga. Bună seara! What's up? Ce faceți, domnule? Facem ce vrem noi. Ia, uite, perfect. De la bicicleta... Bună seara! A? De la bicicletă... Masca aia. Bă, bere? Beau bere eu. Haide o bere. Haide. Noroc! Băi, mă bucur să te văd. Și eu. Bar și grill la Marcel. Probabil știți pe Marcel din clipurile mele prin Moldova. Mă bucur să-l revăd. M-a salutat ca pe un vechi prieten, le-am dat băieților să bea, ceea ce e perfect. Salut! Speranța noastră este să avem unde să dormim în noaptea asta, pentru că deja e ora 1 dimineața și dacă nu găsim cazare în Vulcănești, ceea ce mă îndoiesc, o să dormim în parc, da. Asta este, știi cum e. Nu poți să le ai pe toate în viață. Cred că aici este hotel. Hotel Speranța Moare Ultima. Care e hotelul? Pare că suntem într-o zonă rezidențială. Unde am ajuns, Alex? Ha? Unde am ajuns? La hotel. Ok, și care e hotelul? Bună dimineața! Găsim și noi două camere la dumneavoastră? Da? Super! Alt hotel nu am găsit și ăsta este un hotel mare, comunist, dar totuși nu au camere libere. Asta este singura cameră. Ne despartă acest perete. Eu și cu Alex o să dormim în această cameră. Toată oboseala a trecut. Te rog eu frumos, arată ce e în frigider. Alo, Polul Nord? Asta e telefonul lui Moș Crăciun, frățioare. Bă, bine măcar că nu scrie Panasonic sau ceva. E pe Panasonic. Bune. Ia vezi, merge? Bă, n-are ton. Are cod macro, dar ton n-are. Room service? Roșu niște înghețat. Deci, fii atent că n-a putut să găsească trei căini la fel. Dar avem cei de ceainic roz, frățioare. Nu, arată ce e înăuntru, fii atent. Arată ce e înăuntru, eu. Cum se deschide? Lasă lumina. Trebuie să deschide capacul ăsta cumva. Păi, apasă pe butonul. A, nu merge? A, stai. Nu, ăsta e de pornit. A. Mamă, cum arată înăuntru. Cum să pui apă în asta, frățioare? Eu n-aș pune, n-aș bea de aici. Păi de cap. Decât dacă aș fi în deșert în Sahara și ar fi ultimul, adică ultima soluție ar fi să beau din... Alea-s probe. Te rog, deschide, te rog frumos acest. Acum mi-e frică de asta, am lăudat, te rog, dar acum mi-e frică de... Samsung Guna, cum arată. Știi că e o vorbă românească, nu știu dacă se aplică și în Moldova. 100 de lei dai, dar 100 de lei face, știi? Mă pun să dorm. Revedem mâine dimineață, că nu mai pot. Sunt rupt de somn. Economisește până la 5.000 lei timp de 2 ani. Pare o economie corectă. Bună dimineața din Vulcănești. Și mâncăm 2 hot dogs. Tipa de aici nu vorbește decât rusă și e posibil să ne o dea la amândoi. E foarte nervoasă. Română? Română nu? Ok. Arată bine hot dog-ul tău. Ești salată înăuntru? Spasiba. Good morning. But how come you speak so good English? Sorry? How come you speak so good English? Where? You speak very good English. No, it's not good English. What do you mean? No one speaks English here. No, it's not good. I think so. I'm not good talking. Yeah, no. Okay. You learn English in school here? No. Work? Work in London. Are we in danger? No.
Europa e safe. În Vulcănești nu prea am ce să vă arăt mare lucru, pentru că sunt foarte multe clădiri abandonate, s-au lăsate într-o mare paragină, spre exemplu aici în față. Cam așa arată un magazin în Vulcănești. Mă rog, ce-a mai rămas din el. Acolo sunt lifturile. Cred că era o sală de teatru sau cinema. Ce puțin așa pare. Și în față o altă clădire abandonată. Ne așteaptă un drum de 181 de km până la Chișinău. Partea bună este că e vremea perfectă. Astăzi o să fie puțin mai rece decât ieri. Doar 36 de grade la umbră față de 38. Provocarea de astăzi este cea mai lentă liniuță din istorie. Ești gata? Eu o să las scuterul să meargă singur. Îi dau drumul la vale. Și care ajunge primul jos e cel mai tare și câștigă absolut nimic. Aici în Moldova n-am ce să-ți dau decât un pumn în dinți, dar nu pot pentru că ai casca full face. Hai, let's go. 3, 2, 1, stai. Din picioare, da? Da, poți să-l împingi dacă vrei. Dar după aceea deja nici nu mai poți. 25. Trebuie să ne facem cât mai mici. Nu! Hai să dau parbrizul jos, că mă oprește și mai tare. Mergem cu 60, cu puterea gravitației. 64, aproape. Da, 65, haide. Nu, am crezut că ajung mai sus decât el, dar nu. Avem o mică problemă. Tu cât nărești, cât scuterul meu. Nu mai e benzină? Și am ajuns în Ciuma. Avem și benzinărie. Încet, încet. No benzen. Este închisă benzinăria, așa că Alex nu are noroc. Dacă ai un stil de viață mult prea agitat, dacă nu-ți place aglomerația sau vrei să scapi de aglomerație, vrei să treci viața liniștit și să te relaxezi, crede-mă, vină în Moldova. Nu o să regreți. Aici lucrurile se întâmplă încet, relaxat și dacă se întâmplă. Dar de ce este verde diesel și... Da. Peste tot în Europa este verde benzină? Etan în Europa. Pot să pun eu sau? Tu. Ok. Trebuie să plătesc înainte. Plin în... First. Gas. Ok. And, then you pay. Perfect. You. You do it. Full, yes. Vorbim engleză în Moldova. Anglicky niet, ruski yo niet. Deci, Deutsch, sprache sie Deutsch, ein bisschen Deutsch. Mai încerc să învăț rusă, o să vedeți în curând de ce. Sper să fie totul ok la viză, dar asta e un secret care rămâne între noi. Sper din tot sufletul să plec într-o călătorie din asta lungă, lungă, dar asta doar cu ajutorul vostru, să știți, pentru că singur nu se poate. Însă momentan hai să ne concentrăm unde suntem acum, pentru că atunci când călătorești nu e bine să te gândești la ce se va întâmpla în viitor, ci la ce se întâmplă acum. Burnout. It's time for burnout, pentru că mă plictisesc foarte tare. Îți ofer cadou o floare, pentru că ești la fel de frumoasă precum atunci când ești motociclist și că ai întotdeauna dificultăți să duci flori fetelor. Mă rog, asta dacă se uite vreo femeie la tine că ești sărac și mergi pe două ore și n-ai mașină. Dar următoarea provocare este să vedem dacă reușim să ducem florile astea până la Chișinău întregi. Și primul care ajunge la Chișinău, nu știu, câștigă ceva, habar n-am. 10 lei moldovenești. Let's go! Mai avem încă 79 de kilometri, este o căldură infernală. Am tot văzut poduri din astea construite, pe lângă podul deja construit. Și încercăm și eu și Alex să înțelegem de ce este un al doilea pod construit. Că în rest nu este asfaltat nimic. Să spun că ești un mincinos. De ce? Tu ai zis că Moldova nu are nici un kilometru de autostradă. Asta e autostradă? Aici privești autostrada moldovenească. Auzi, știi ce mă gândeam eu? Că 10 lei moldovenești nu lipsesc să-ți rup capul cu chestia. Următoarea provocare este... Pe autostradă este limită, da? Această autostradă nu are limită, e ca cea din Germania,
nu are niciun indicator, după cum observi, deci, da? Cel care merge cel mai repede, câștigă. 3, 2, 1, dă-i! 30, 34, 36, l-am lăsat în urmă. O, ai de capul mă, ce aici? Gata, 36. 34. Am câștigat. E. Hai să vedem dacă găsim ceva magazinaj pe aici, să luăm ceva, o ronțăială, ceva. Aici avem de găsit magazin. Încercăm, dacă nu, off-roading cu scutericul. Dacă găsim aici ceva de mâncărică în satul ăsta, ar fi excelent. Deși sunt sigur că nu se va întâmpla asta, nu cred. Asta am luat de la magazin. Au fost 53 de lei. Un iced tea, două înghețate, un box din ăsta, snack stick, care seamănă cu Nutella Be Ready sau ceva de genul, o napolitană cremă de lapte, bastonașe din crupe de porumb. Micul dejun al campionului. Mix crocant. Ce asta? Ah, alune și porumb și... Asta e bun să-l dai la porc. Asta e, de ce au hârtie? Ai auzit? Deci asta e bun să dai să mănânce porcii. O fac că nu-ți aud gluma. Dăm cărțile pe față să vorbim despre problema lui Alex cu alcoolul. E bere cu vodka. Da, asta. Ua. Ce bun e. Uitați cine bea în spatele ghidonului. Arată eticheta. Dulnic aqua. Este apă cu îndulcitori, apă minerală cu îndulcitori. Ce poțit, Alex, a căzut în șanț, fii atent. Domnul, sunteți bine? Ați căzut? Ați văzut stafia cumva? A, ok. De fapt, știi ce pot eu să fac? Vino încoace. Ba da. Fii atent, uite. O las aici. Știu că o să mă urască. E aici. Da, am stat aici să facem pauză. Dar ce fugi? Locul acesta se numește Sagaidac. Și sunt oameni care plătesc mii de euro pentru liniște, iar aici este complet gratis. Este o liniște mormântală, nu se aude absolut nimic. Nici muzică, haide! Nici sunete bizare, nici țipete, absolut nimic. Este o liniște mormântală. Asta e de fapt ce apreciez cel mai tare la țara asta. E o țară simplă, cu oameni foarte prietenoși, foarte respectoși, oameni care ți-e mai mare dragul să stai de vorbă cu ei, ți-e mai mare dragul să-i cunoști și pe lângă asta ai și frumusețile locului pe care să le vezi și despre asta este Moldova. Despre liniște, despre întoarcerea asta la origini și dacă îți place asta sau dacă vrei să faci asta, să stai liniștit, să nu te deranjezi absolut nimeni, crede-mă că Moldova este locul perfect să faci asta. Bine ați venit în Chișinău, un oraș cu niște drumuri incredibile, după cum se poate vedea. O să mergem și în centru să-i arăt lui Alex orașul și să vedem, să vedeți și voi de altfel cum este. Vrem să ajungem și noi, este în Chișinău. Angliski? No? Ok, thank you. Doar căutam o ale cu piatră cubică, e undeva în centrul Chișinăului și încercăm să o găsim. În partea asta, așa? Da? Și prin parcul este catedrală și în jos acolo. Relaxat, ne-am răcorit, acum se duce soarele. Ce ai mâncat aici? Eu niște plăcinte cu brânză. Plăcintă cu brânză și mult compot. Eu am băut vreo 30 de limonade. Super mega tare locul și de aici mergem către Tiraspol. Nu mai puteam să mai merg pe scooter după ce am avut o zi plină de soare, căldură, nu mai. Am stat în schimb aici în Chișinău, dar noi nu am venit pentru Chișinău, noi am venit pentru Tiraspol, pentru Transnistria, țara care nu există, nu este recunoscută de nimeni, de Națiunile Unite sau orice altceva. Poliția în spate se ia după Alex. Îl oprește.
Nu cred. Ți-a cerut actele? Ce ți-a zis? Că eu nu eram încadrat pe banda care trebuie și a văzut că eram împreună și două ei dreapta și eu de pe banda pe care eram n-aș fi avut voie să fac dreapta. Dar n-am făcut dreapta. Dar ce ți-a făcut realmente? Suntem deasupra Nistrului, de aici urmează Transnistria, în curând. Și la vamă, din păcate, aici chiar este super mega strict, așa că nu o să putem filma mare lucru. O să ascund camera. La 4 km de vamă suntem, am intrat în Transnistria, iată, cu un apus spectaculos. Drumurile nu sunt la fel de spectaculoase, sunt foarte multe gropițe, dar asta este. Am trecut de graniță. A durat în jur de 30 de minute. Nu ne-am verificat în bagaje decât m-a întrebat dacă am o dronă și bineînțeles că am, ceea ce a fost destul de aiurea, pentru că au stat așa să se gândească puțin. M-au întrebat dacă am camere profesionale și nu am camere profesionale cu mine. În schimb, am camera de pe cască și le-am explicat de ce am o cameră pe cască. Nu pentru că sunt YouTube, o influencer, o vlogger, ci pentru că e pentru siguranța mea în momentul în care merg în trafic. Au fost super ok, n-au zis nimic. Și apoi a trebuit să plătim vinieta. Și m-a întrebat cu ce mă ocup, ce fac, ce job am. Și erau așa puțin sceptici pentru că se uitau și întrebau ce caut cu scooterul în Transnistria. Dar per total a fost super. După aia a trebuit să plătim vinieta și aveam de ales între a plăti cu ruble transnistrene, lei moldovenești sau lei românești. Am zis, sunt român până la capăt, așa că am plătit cu lei românești, au fost 24 de lei. I-a verificat pe toate părțile, eram, mamă, sunt 24 de lei, frate, nu mi-ai verificat. Pune-i mașina aia să vadă că sunt falși. După aceea, ăștia nu sunt buni. I-am dat 4 lei și nu i-a plăcut faptul că un leu românesc era puțin așa mai murdar și zic, n-am bani noi. Și am dat 25 de lei, am lăsat un leu și am zis, ok, mulțumesc, la revedere, pa. A durat vreo un sfert de oră să-mi facă vinieta pe 7 zile. M-am pus acolo în catastif, că eu când ies, practic, trebuie să ies ori prin punctul ăsta, ori prin celălalt punct de ieșit spre Cahul, în Republica Moldova, doar că asta înseamnă că trebuie să-mi pună și ei ștampila când ies, să nu care cumva să emigrez spre Transnistria. Nu știu dacă aș face asta, dar mă rog. De fapt, aflu în seara asta pentru că m-am uitat pe Booking, am găsit hotel, este Hotel Rusia. Hai să mergem, că am vorbit destul, să vedem cum este și să explorăm orașul. Și bineînțeles și mâine să vedem cum stau lucrurile. Bună dimineața, am ajuns aici la Hotel Rusia. Este super fun, este super fendi, super trendy. Am intrat, se vorbește engleză, este 80 de euro camera, camera pe noapte în Tiraspol, unde arată frumos, cu drăguț. Cu mic dejun inclus? Cu mic dejun inclus? Da, aia scumpă la 80 și cu mic dejun inclus. Ok, da, nu asta e, deci nu e rău. Adică spărgeam, știi cum sunt aia în Eurotrip când ajung în Bratislava? Gen, ce-o fi? Dar partea nasoală este următoarea. Nu se poate plăti cu nimic, cu niciun card, de niciun fel. Nu se poate plăti cu card internațional aici, doar cu euro, dolari și cam atât. Și doamna de aici, mă rog, domnișoara ce este, ne-a trimis la Varnița. Varnița este în afara Transnistriei, în afara Tiraspolului, este la 19 km de aici. Ceea ce înseamnă că trebuie să mai facem încă 38 de km, să ajungem la un bancomat, să scoatem bani de acolo, în lei moldovenești și noi va știe cum îi facem noi euro. Mie nu merge roamingul, trebuie să-mi activez orice chestie, nu vreau să-mi activez că trebuie să plătesc vreo 20 de euro doar ca să stau o zi aici, alți bani, altă distracție. Și trebuie să-mi activez roamingul ăsta pentru că eu am roaming doar în spațiul economic european. Și aici n-am nici pe naiba, că nu pot să sun, sunt nimic. Am doar Google Maps pe care l-am încărcat când mă opresc la benzinărie unde prind un pic de Wi-Fi și atât. Dar nu putem să sunăm gazda, pentru că ce am făcut noi, băieți deștepți? Am făcut cumva în așa fel încât să adunăm toți banii pe care avem. Eu am vreo 400 de lei moldovenești. Tu câți bani ai? Vreo 40 de euro și 200 de lei moldovenești. Avem bani să stăm așa, dar... Da, răspuns, hotel transmit. Hai că răspuns. Hai să vedem ce este. Dacă... Deci noi, în teorie, nu avem unde să dormim în noaptea asta. S-ar putea. Pentru că nu există bancomat, nu există să plătești nimic. Am găsit camera până la urmă.
20 de euro. Este o cameră mare, spațioasă, frumoasă. Nimic de zis până acum. Singura problemă este că o să împar cursul. Glumesc, nu. Dar avem unde să dormim. Avem. Avem unde să dormim noaptea asta. Doar 20 de euro. Și avem și bani de mâncare. Da. Eu mai am 400 de lei moldovenești, mă sparg mai mâine. Mai am 20 de euro. Ah. Dacă mă enervez, cumpăr tot blocul. Bună dimineața din Tiraspol. Mergem la pas. Alex e nervos. De ce ești, Alex, nervos? E sete. Are bani în buzunar, bani pe card, ca și mine, dar mie nu-mi e sete, ceea ce înseamnă că e foarte nervos. Că avem euro, lei moldovenești, lei românești la noi și dar bani pe card și n-ai... n-avem banii lor și nu găsim exchange. Așa că momentan mergem și căutăm un exchange. Va dura ceva pentru că aici este alfabetul chiriric. Eu înțeleg literele, dar Alex nu. Ceea ce va fi și mai rău. Altă bază în tine să mă anunț când vezi exchange. Nu te voi anunța, aici. O să mor de sete. Dar până una alta, vedem cum arată Tiraspol. Primul lucru pe care l-am remarcat în Tiraspol este cât de liniște este. Și foarte curat. Peste tot nu sunt gunoaie. Și deși nu sunt gunoaie, nu sunt coșuri de gunoi. Ce mi se pare iarăși foarte interesant e că e un contrast foarte mare între mașinile vechi, spre exemplu cea de acolo, un Audi A4, foarte vechi, cu... Toyota Hilux cu Toyota RAV4, mașini moderne, noi. Știi povestea cu apa în deșert? Că poți să ai 1 milion de euro în buzunar, dar dacă nu ai apă în deșert, n-ai ce să bei? Exact așa ești tu. Ai schimbat banul? Ai schimbat banul? Nu a deschis încă la aici. N-a deschis încă. Ți-a zis doamna de aici că nu s-a deschis încă. Te rog frumos. S-a supărat foarte tare pe noi, pentru că n-a deschis la 10. Mai sunt 2 minute. 2 minute fără apă. Alex, mai reziști? Mai poți? Bine că n-ai vreo rană deschisă. Am, e aici în suflet. Când te-am cunoscut pe tine. Te-am cunoscut pe tine și am o rană deschisă. Până una alta, priviți Tiraspolul. A schimbat banii în cele din urmă, Alex. Și e super fericit. Iar să vedem cum arată rublele transnistrene. Un dăsta, 5 dăștea, 5 ruble, 10 ruble și 50 de ruble. Ok, hai. Neghiță de la țară, mă, că se duce el cu oile, păcă, mă. Acel moment când ai și ruble transnistrene, dar n-ai... Aici sunt jucării, Alex. Are ruble transnistrene, euro în buzunar, are bani pe card, are de toate. Mă întorc înapoi, că încolo și nu, nu are apă. Este sete lui Alex. N-am băut de ieri o gură de nimic. Deși într-o țară comunistă, unde secera și ciocanul încă se găsesc pe steaguri, pe alocuri, filmele vestice decadente se regăsesc și în cinematografe. Sus avem Deadpool vs. Wolverine, care știu că e un film destul de recent. În ultima perioadă nu prea m-am uitat la filme noi pentru că nu am avut timp și oricum Hollywoodul actual e cam plictisitor. Ca să nu spun politically correct, peste tot. Clar, Tiraspolul nu este un oraș mare, este la nivelul unui oraș ca Satu Mare, spre exemplu. Și da, dacă punem în perspectivă, Satu Mare este un oraș liniștit, spre o deosebire de București. Doar că aici vorbim despre o capitală și nu doar un simplu oraș. Totul este mare, totul este impunător, totul este supradimensionat, în stilul clasic, pentru că, după cum știți și noi, în București, în perioada comunismului, ne-am atras niște bulevarde extrem de late, cu foarte puține facilități pentru oameni, la fel și în multe alte orașe, unde s-au demolat o grămadă de căsuțe sau străzi înguste și au devenit bulevarde foarte late, sau trotuare și chestii grandioase, care astăzi sunt foarte puțin folosite. Avem biciclete Zundap, Bulls, Sirocco și mai în partea cealaltă scutere. Absolut orice legumă îți dorești este aici și miroase incredibil de frumos. Și apropo, lucru care m-a uimit din prima este faptul că e foarte curat. Și acum înțeleg de ce este așa de răcoare aici. De sus vine apă pulverizată în așa fel încât să fie răcoare. Afară sunt vreo 32 de grade, 34, iar la interior sunt doar 29 de grade. Poți vedea acolo pe display.
Este nebunie aici, agitație și încă nu s-a deschis absolut totul, că e destul de dimineață. Și vă las pe voi să vedeți cum se întâmplă acțiunea aici. E nebunie. 6 ruble varza, 5 ruble dovlecei. Am găsit orez ativco, sarmale. Este 29 de ruble. Mălaia ativco, 14 ruble. Cred că pentru detergent trebuie să-ți faci credit, că e 495 de ruble. În schimb, mâncarea este super ieftină, adică cornulețe, prăjiturile cu ciocolată, astea, prăjiturile cu stafide, sunt 12 ruble. Apă minerală, super tare, este 6 ruble și mai ieftină. Cred că 6 ruble e un preț super decent. 2 lei. Practic, desertul ăsta cu apă e 18 ruble. În spatele bulevardului Lat sunt și blocuri comuniste, care arată cam așa. Și mai devreme, în stânga noastră, a trecut un autobuz. Ei aici, autobuzele lor, de fapt, sunt... Mă rog, sistemul de transport public este cu microbuze. Și era aglomerat, de stăteau oamenii să iasă pe geamuri. Faptul că nu am mașini parcate pe trotuar și că este liniște între blocuri, mi-aduce aminte de copilăria mea în București, când, copil fiind, puteai să te joci cu mingea printre blocuri, puteai să mergi cu bicicleta. Ne-am plimbat destul prin Tiraspol. De aici urmează să mergem către muzeul sticlii de vodcă. Da, ați auzit bine, este la 9 km de Tiraspol și în momentul în care te uiți pe hartă, scrie Vodka Bottle Museum și am zis trebuie să mergem acolo, pentru că totuși suntem într-un ținut slavic, mai lipsa perna cu BMW și Slavic Squad. Sunt niște oameni care vor să traverseze. Trecerea de pietoni, nu prea mai contează. Pare că am ajuns la cineva acasă mai degrabă. Eu cred că e bunica ta asta aici și tu nu vrei să recunoști. Sperăm dacă se deschide ușa. Nu, cred că trebuie să sunăm. Am sunat. Este 150 de ruble intrarea și Alex și-a cheltuit toți banii pe magnez de frigider cu tot felul de chestii și chestii pentru casă, așa că o să fiu doar eu. Alex a rămas afară. Mergem să vedem muzeul sticlei de vodcă, care arată cam așa. A pornit fântâna pentru mine. Sunt singurul vizitator. SSR. Cea mai tare sticlă de aici este asta. Millennium Edition, Cricova, 1000 de euro costă șampania asta. Mă rog, cu tot cu sticlă, dar ei salvează sticlele, pentru că asta, despre asta este muzeul. Despre sticle, ceea ce mi se pare și mai tare. Și toate sunt pline cu alcool, are foarte puține sticle goale și toate sunt sigilate cu ceară ca să nu se ducă alcoolul din ele peste zeci de ani. Ah, this is the biggest collection. 25 liters of Ukrainian vodka. Let's get wasted. Russian vodka. So this is bottle of vodka. Bottle, of course. Yes, you can see this. And you say world football champion. 5 liters of wine and only 20 bottles in the world. This bottle made in prison. This is made in prison. Yes, made in prison. It has a gift from boss of prison to us. No way. Yeah. So this has a rake and a shovel. Yes. He was stealing the cognac. Yes. With that. Ah. So he was working in a factory and he was stealing cognac with this. Yes, twice a day. About 40 years. Wow. And he was bringing it home and selling it, maybe, I think. Yes, it was a gift to us. Because he was very old and... Toată clădirea are în jur de 5 etaje, suntem la 28 de metri înălțime. E chiar super sus. Și sunt în jur de 2000 sau 2500 de sticle de alcool. But this is vodka? Yes, vodka, yes. This is made in Romania? Or? Yes, of course. Nicolae Ceaușescu, drink cu apă pură. With tea, very good. Se servește simplă cu gheață și fructe în cocktailuri, în băutură coritoare sau ceai. Fabricat în România. 80s. Turn it around to see the label. So Nicolae Ceaușescu, vodka, 33 de grade, să facem totul. Like Țuică, yeah. All right. Vrancea. Exactly. All the problems come from Vrancea. Da, Vrancea este locul unde încep cu tremurile, de urmare problemele încep, că chiar și el spunea că toate problemele încep din Vrancea, că acolo vin cu tremurile. So you've said that people don't drink here in this room because if they drink, they will fall on the steps. Yes. So everything happens downstairs. Yes. So here is just for show. Yes, for sure. Este incredibil. Eu am crezut că o să fie doar o chestie simplă care nu o să
mă atragă cu mare lucru, având în vedere că eu nu beau alcool, dar de fapt, iată, m-a ajuns sus, bate vântul foarte rău, suntem la etajul 6 aici, e foarte cald, foarte, foarte cald, dar se vede practic Tiraspolul de aici. La sfârșit, după ce vizitezi muzeul, poți să lași un bănuț și văd că cineva a lăsat deja 50 de bani. Spunea că cineva din România a venit acum vreo 4 zile, altfel sunt lei moldovenești, euro. Chiar vă recomand să veniți aici pentru că este super tare. 6 etaje de sticle din toate țările, incluzând și România aici. Și după aceea să mergem spre România. Avem un drum astăzi de 578 de kilometri. Facem aici dreapta. Troleibuzul ăla pare că e din anii 80, pe acolo. Alex nu-și găsea vinieta și am stat la graniță, puțin. Pentru că la ieșire din Transnistria este super ok. Adică nu trebuie să faci mare lucru. La intrare te verifică peste tot. La ieșire, poți să ieși cu absolut orice, că nu contează. Am trecut în patria moldovenească. De aici suntem țeavă până la Galați. Mă rog, până la Giurgiulești, unde o să trecem din nou granița. Vama. Și o să avem parte de niște drumuri clasice, transnistrene și moldovene. Drumurile astea fără o motocicletă de adventure, în teorie, nu poți să le faci. În practică, în practică se pot face fără probleme și chiar și cu un scooter cu roți pe 14 inci. Așa, pe aici. Sunt gropi, mult pământ, e îngrozitor, dar în același timp e foarte amuzant. Bine că n-a plouat sau ceva, că cred că intram în noroi până la glezne și acum camionul Camaz o să ne umple de praf. Drumul ăsta e mai lin decât cel pe care am mers prin Transnistria. Chiar dacă pare că e plin de gropi, e chiar lin, trebuie doar să fii foarte atent că pierzi extrem de ușor aderența aici. Sperăm dacă reușim aici. Camionul ăsta în teorie se pune în mișcare. Mamă, ce drum! Pe unde am ajuns? Nu știu ce să aleg. Drumul cu gropi sau drumul ăsta? Am reușit! Da! Acum camionul o să stea el în praful meu. Hai, hai, căiețelușule, hai! Hai! Hai, vino cu aici. Și aici ai nevoie clar de motocicletă de adventure. Nu ai cum altfel. Să mergi imposibil. Fără GS 1250, fără TNR 700, fără Africa Twin, nu ai cum să mergi aici. E imposibil pe drumul ăsta. Este imposibil. Cu scooterul de 125 nu poți să urci la deal, nu poți să depășești absolut nimic. Deci, siguranță, da, e imposibil să faci asta. Și mai ales pe un drum ca asta care prinde petici și de gropi, nu ai cum să mergi cu 70-80 km pe oră, cu roți de 14 inci, să menții o viteză constantă, este imposibil, credeți-mă. N-ai cum. Zici că sunt de roller coaster. Hai, vino cu acea, hai! 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 Hai mai alergă, mă! De-abia 27 de kilometri pe oră? Gata, în sfârșit în România ne-am reîntors! Vame și moldoveni super de treabă, vame și români și mai de treabă. Erau supărați că pierde România. Ca și mine, de altfel, deja era 3-0 pentru Olanda. Ce să mai, asta este, am dat-o și noi, am luat-o și noi. Ce să facem? Asta este, așa e în fotbal. Sper să nu rămân fără benzină, pentru că încă din Moldova, la vreo 10 km, 20 de km de graniță, licăre chestia asta că e pe rezervă.
Din fericire, Alex are o canistră de benzină cu el, de 2 litri jumate. Din păcate o să merg noaptea, lucru pe care nu mi-l doresc, iar Alex rămâne în Brăila și o să merg singur spre București. Ce să faci, ești grăbit, faci depășiri de-astea, așa. Aseară m-a prins mare ploaie pe drum, am zis că nu mai merg spre Slobozia și m-am oprit în Brăila. Suntem în Brăila acum, n-am ajuns în București aseară și ce facem? Am întârziat, nu? Tu ai întârziat la muncă. Eu m-am trezit mai de dimineață decât tine, eu care întotdeauna întârzi și întotdeauna nu sunt atent la ora la care mă trezesc, deși... Am nimerit odată, nu mai comenta atâta. Ce înseamnă? Și totuși plouă. În Brăila plouă, sunt furtuni și toate cele. Ne pregătim să mergem, avem foarte puțin timp să ajungem în București. Ne pregătim. Zic, haide că mă omoară Alex că trebuie să ajung la muncă. Eu nu trebuie să ajung la muncă din fericire astăzi, dar mâine abia. Însă tocmai astăzi m-am trezit cel mai dimineață, m-am trezit fresh, toate cele. Hai să punem dopurile de urechi și să ne pregătim. Băi, omule, nu n-am ajuns în Veneția, suntem la intrarea în București. Așa arată intrarea. A plouat de a rupt, din fericire, eu aseară am rămas în Brăila. Chiar mă bucur având în vedere că au fost niște furtuni groaznice. Cât am făcut până aici? 2 ore 37, media de viteză a fost de 78,6 km pe oră. În total am cheltuit 485 de lei cu benzină, am făcut aseară niște calcule, cu benzină, cu cazare. Cazarea pe două nopți a fost 100 de lei pentru că am împărțit cu Alex cazarea și aseară am stat gratuit, având în vedere faptul că am stat cu, cu el la prietena lui, deci nu am plătit nimic. Da, a fost o escapadă de 3 zile care a costat mai puțin de 100 de euro și am făcut 1000, vă spun imediat, 454 de kilometri. Vă las pe voi să decideți dacă e bine, dacă e rău, dacă e absolut orice. Eu nu știu că m-am distrat, sper că v-ați distrat și voi. Vă mulțumesc mult că vă uitați la mine. Ne vedem în episodul următor. Sper din tot sufletul să fie într-o altă aventură mult mai interesantă. Pentru că, da, îmi place să merg și în București, îmi place să stau în București pentru că ador Bucureștiul, dar uneori parcă e bine să și ieși din rutina zilnică. Mulțumesc încă o dată că vă uitați la mine, stați pe două roți, că așa e cel mai bine. Salutare, pa, pa!